Bună ziua! Detașamente, preț! Stai în loc, te pau! Doamnelor și domnilor, distinși invitați, bine ați venit! Astăzi sărbătorim Ziua Ministerului Afacerilor Interne, instituție esențială a statului român, care a fost fondată pe 16 iulie 1862 prin contopirea cancelariilor ministerelor de la București și Iași în urma semnării unei ordonanțe de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Ziua Ministerului Afacerilor Interne este pentru noi toți un prilej de a ne mândri că suntem parte a acestei instituții și de a-i onora public pe colegii noștri care s-au remarcat prin profesionalism și implicare sau chiar prin acte de curaj ori fapte caritabile. Domnule ministru, vă rog să ne permiteți să începem activitatea cu efectuarea apelului solemn. Sublocotenent post-mortem Nicolae Lazar. Sublocotenent post-mortem Nicolae I. Lazar. Locotenent colonel post-mortem Gheorghe Nan. General major post-mortem Aurel Florea. Colonel post-mortem Vasile Alexandru. Capitan post-mortem Silviu Paraschiv. Capitan Iulian Popa. Sergent major post-mortem Vasile Prisăcaru. Subinspector de poliție post-mortem Mihai Alupoaie.
subinspector de poliție post-mortem Cristinel Ganea. Subinspector de poliție post-mortem Laurențiu Stamate. Locotenent colonel Adrian Barbu. Sergent Bulent Arșim. Major Doru Mihalache. Capitan Liviu Mihalache. Sublocotenent post-mortem Liviu Stan. Sergent Romeo Necula. Sublocotenent post-mortem Georgian Medeleanu. Sublocotenent post-mortem Nicolae Gianu. Sublocotenent post-mortem Florin Oprea. Sublocotenent post-mortem Valentin Manta. Sublocotenent post-mortem Cristian Meliniciuc. Sublocotenent post-mortem Iulian Arușoaie. Sublocotenent post-mortem Bart Lijnic. Subinspector de poliție post-mortem Sasha Disici. Subinspector de poliție post-mortem Constantin Macovei. Capitan comandor Augustin Tola. Capitan comandor post-mortem Valentin Stănescu. Subinspector de poliție post-mortem Marian Ritcu. Sublocotenent post-mortem Adrian Ciobanu. Subinspector de poliție post-mortem Ioan Aurel Agrișan. Subinspector de poliție post-mortem Tiberiu Sârbu. Subinspector post-mortem Ionuț Ungureanu. Sublocotenent post-mortem Marius Login. Sublocotenent post-mortem Constantin Patache. Capitan post-mortem Adrian Marchiș. Subinspector de poliție post-mortem Ioan Sebastian Bud. Subinspector de poliție post-mortem Vasile Meteș. Sublocotenent post-mortem Gabriel Boitan. Sublocotenent post-mortem Nicu Balea. Sublocotenent post-mortem Daniel Fripiș. Subinspector de poliție post-mortem Gheorghe Ionescu. Subinspector de poliție post-mortem Viorel Gangu. Comandor aviator Petre Cătuneanu. Comandor Ginel Cracănel. Subinspector de poliție post-mortem Bogdan Cosmin Gigină. Comandor Doru Gavril. Capitan comandor Voicu Șocaie. Sublocotenent post-mortem Răzvan Lucian. Subinspector de poliție Amariei Cristian. Subinspector de poliție post-mortem Sorin Vezeteu. Al Ministrului Afacerilor Interne pentru servicii și fapte deosebite care au contribuit la ridicarea prestigiului instituției se conferă placheta de onoare a Ministerului Afacerilor Interne Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov.
reprezentat astăzi aici de șeful serviciului, comisar Perșinaru Cristian. Cei 12 lucrători ai serviciului au destructurat o rețea care abandona în spații nepermise sau distrugea în mod neconform deșeuri medicale periculoase provenite de la unități sanitare ce asigură asistența medicală a pacienților testați pozitiv cu noul tip de coronavirus. Ordin al Ministrului Afacerilor Interne pentru servicii și fapte deosebite care au contribuit la ridicarea prestigiului instituției, se conferă emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne următorilor. Agent șef de poliție Mitra Florian de la IPJ Bihor. În urmă cu fix o lună, agentul șef de poliție și câinele Ved au dat de urma unei persoane cu afecțiuni psihiatrice care părăsise centrul unde se afla în îngrijire. Pentru găsirea acesteia au fost verificate mai multe zone ale localității și peste 100 de hectare de teren agricol. Agent șef adjunct de poliție, Boboara Alin Viorel, de la IPP Giurgiu. Polițistul a reușit să mobilizeze un bărbat violent din localitatea Bolintin Vale, care și-a amenințat vecinii că îi omoară cu un cuțit. Agent șef de poliție, Dornean Mihai Cătălin și agent șef Moruzi Cătălin, de la IPJ Botoșani. Cei doi polițiști au acordat primul ajutor unei persoane care fusese înjunghiată în zona gâtului și sângera abundent. De asemenea, au imobilizat și reținut agresorul. Sergent major Trif Călin de la ISU Arad, detașamentul de pompieri Sebiș. În urmă cu 2 săptămâni, aflat în timpul liber, colegul nostru a salvat de la înnec un copil de 11 ani. Plutonier major Cotub Simian de la ISU Bistra Năsăud. În timp ce era detașat la județul Suceava, la momentul respectiv cel mai afectat de noul coronavirus, subofițerul, împreună cu alți doi colegi, a ajutat o femeie să nască în siguranță. Întors în Bistrița Năsăud, a salvat mai multe persoane aflate în pericol din cauza inundațiilor, deși era deja în timpul său liber după o tură de 24 de ore. Plutonier ajutant Chiriță Anca de la ISU Constanța. Colega noastră a dat dovadă de implicare și a reușit cu tact să afle adresa unei bătrâne care sunase la 112, dar nu reușea să spună adresa la care se află. Plutonier ajutant Băncilă Mihai de la ISU Brașov. Pe lângă profesionalismul de care da dovadă în fiecare misiune, colegul nostru s-a remarcat și datorită implicării în acțiuni umanitare. Recent a găzduit benevol 4 frați dintr-o familie fără posibilități materiale. Plutonier Rad Radu de la ISU Mureș. Aflat în timpul liber, plutonierul a intervenit pentru salvarea unui bărbat căruia îi fusese amputat membrul inferior drept în urma unui accident produs în timpul asfaltării unui drum. Comisar șef de poliție Bacain Petrică de la Garda de Coastă. Ofițerul are o intensă activitate în plan operativ, unul dintre cele mai recente cazuri rezolvate fiind cel al importului masiv în mod ilegal de deșeuri din Marea Britanie. Agent șef de poliție Igreț Ioan Floredan de la STPF Arad. În luna martie a descoperit o cantitate importantă de țigarete de contrabandă în valoare de peste 450.000 de lei, ascunsă într-un loc special amenajat în podea unei semiremorci. Agent șef adjunct de poliție Ghețău Paul Dumitru de la STPF Suceava.
Polițistul de frontieră a contribuit la descoperirea și prinderea în flagrant a persoanelor implicate în activități de contrabandă cu țigări în valoare de aproape 3 milioane de lei. Agent șef adjunct de poliție, Vechiu Ionuț, de la sectorul Poliției de Frontieră Brăila. Aflat în timpul liber, polițistul de frontieră a intervenit pentru imobilizarea a două persoane care sustrăseseră mai multe bunuri dintr-un hipermarket din municipiul Brăila. Plutonier major Lupușorul Andrei, de la Inspectoratul de Jandarm Județean Botoșan, martor la un accident în care au fost implicate trei autovehicule, subofițerul a dat dovadă de curaj și l-a scos afară pe șoferul uneia dintre autovehiculele care luase foc în urma coliziunii. De asemenea, a acordat primul ajutor persoanelor rănite. Plutonier ajutant Sândulescu Marius, de la IJJ Caraș-Severin, un om extrem de generos care s-a implicat în mai multe campanii umanitare, fiind prezent la aproximativ 50 de acțiuni din cadrul acestora, precum campania Mâinile Bucuriei, în cadrul căreia a efectuat cumpărături pentru persoanele aflate în grupa de risc pe timpul pandemiei COVID-19. Sublocotenent Boncu Gabriel de la IJJ Hunedoara. Pentru a prinde un bărbat care înjunghiase deja două persoane, colegul nostru nu a ezitat să sară în apele râului Jiu. Din cauza curenților, cei doi au fost duși de ape aproximativ 100 de metri, dar în cele din urmă, colegul nostru a reușit să-l imobilizeze pe fugar și să-l scoată pe mal. Plutonier ajutant șef Chelcea Constantin de la IJJ Vâlcea. În ultimul an, pompierul s-a remarcat prin implicarea cu care a intervenit în sprijinul cetățenilor în timpul serviciului, dar și prin actele caritabile din timpul liber. Comandor Stolerciuc Sebastian, locotenent comandor Tiperciuc Dan, maestru militar principal Dumitrache Marius și maestru militar principal Pleșu Sorin, membri ai unui echipaj de elicopter în cadrul IGAV. În ultimele luni, cei patru au executat misiuni complexe cu un grad de dificultate ridicat și în condiții de solicitare intensă, de cele mai multe ori sub presiunea timpului. Pe lângă misiunile aeromedicale, echipajul a participat la stingerea incendiilor de vegetație din Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Buzău și Maramureș. Capitan Hălmăgian Victor. Pe 1 februarie, capitanul a fost solicitat să transporte două organe pentru doi pacienți aflați în stare gravă. Ce a urmat este demn de un scenariu de film. Printre alte aventuri, capitanul a fost nevoit să aterizeze în curtea unei biserici și să ceară ajutorul unui cetățean pentru a-l duce la ambulanță. Locotenent comandor Tudor Radu a coordonat o acțiune de salvare a unui alpinist aflat în stare critică după ce a căzut de pe un versant din cheile Turzii. Misiunea de salvare a fost una extrem de dificilă, cu foarte multe riscuri. Maestru militar clasa a doua, Posobescu Alin. În calitate de operator troliu, militarul a reușit recuperarea în siguranță a unei persoane care suferise multiple traumatisme în urma unui accident produs într-o zonă montană abruptă din județul Maramureș. Dan Savenco, capitanul echipei de handbal Dinamo. Pe lângă rezultatele sportive, cele mai bune din ultimii 30 de ani din handbalul masculin românesc, Dan Savenco s-a remarcat și prin modul profesionist în care și-a îndeplinit atribuțiile în perioada stării de urgență, când a fost delegat la secția 24 de poliție din București. De asemenea, a inițiat o acțiune caritabilă în sprijinul unor oameni nevoiași. Doamnelor și domnilor, am deosebită onoare de a-l invita să ne adreseze câteva cuvinte pe ministrul afacerilor interne, domnul Ion Marcel Vela. Domnilor secretari de stat, subsecretari de stat, stimați comandanți de arme și direcții, stimați reprezentanți ai presei, doamnelor, domnișoarelor, domnilor,
dragi camarazi. Este un moment extrem de important acum și aici, pentru că avem onoarea și privilegiul să ne evocăm eroii și în același timp să apreciem camarazii care de-a lungul activității lor au demonstrat că fac cinste Ministerului Afacerilor Interne și României prin gesturi, prin acțiuni care trec dincolo de a-și exercita o meserie. Ceea ce faceți voi nu este doar un job, este o misiune nobilă care trece spre pasiune, spre devotament, spre patriotism. Sunt mândru că facem parte din această echipă și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că într-o perioadă dificilă, într-o perioadă complicată, Ministerul Afacerilor Interne a redevenit acea instituție de elită de care are nevoie România. Gradul de apreciere în rândul românilor, care în prezent s-a dublat față de luna noiembrie de anul trecut, este dovada faptului că voi vă faceți datoria și că românii apreciază efortul, devotamentul și sacrificiul vostru. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc tuturor pentru profesionalism, pentru tot ceea ce faceți în misiunile și în activitățile voastre. Aș vrea să spun că dincolo de ceea ce se vede la televizor, dincolo de ceea ce știți fiecare despre munca din interiorul activității voastre, în fiecare colț din România, în fiecare inspectorat, aveți un camarad, aveți un coleg care face același lucru pe care îl faceți voi. Iubește România și dorește să facă o lume mai bună. Orice viață salvată, orice efort pe care îl faceți, este acea scânteie care aprinde lumina speranței. Speranța într-o lume mai bună, speranța că împreună putem deveni o națiune respectată și apreciată în întreaga lume. Și aș vrea să vă dau citire unui mesaj pe care l-am primit aseară pe fluxul de activități operative ca să evoce ceea ce se întâmplă în lumea reală. Transmite pe grupul de misiuni operative șeful Poliției Române. Județul Olt. Mesaj primit. În comuna Făgețelu avem o fetiță de 5 ani dispărută. A fost apel pe 112 acum 15 minute. Fetița este dispărută de 2 ore. Părinții au căutat-o, negăsind-o, au apelat 112. Mă deplasez la fața locului cu reprezentanții ISU, IJJJ, câine de urmă, criminalistică. În spatele casei, la aproximativ 100 de metri, sunt 2 lacuri. Mesaj la ora 21 și 47 de minute. Este o activitate pe care am dorit să o evoc aici, pentru că ea s-a terminat cu bine. În câteva minute, colegii noștri, de la pompieri, de la jandarmerie, de la poliție, voluntari, au găsit fetița. Nu apare pe niciun flux de știri. Dar azi noapte, colegii voștri n-au mai stat acasă lângă familii, chiar liberi, au venit să salveze o viață. Esența, spiritul activității voastre este acest devotament care se coagulează, se orientează spre salvarea vieții. El rămâne anonim,
nu a apărut nici la știri, nu știți nici ceilalți din alte județe sau din capitală, dar acei oameni au salvat o viață. Și dacă salvezi o viață, înseamnă că ai salvat întreaga omenire. Vă mulțumesc și vă felicit pentru tot ceea ce faceți.